Poți face afaceri din aer curat? Desigur! O spun cu multă convingere reprezentanții clubului de golf de la Breaza. Situat la o altitudine de 700 de metri, într-un oraș cu cel mai curat aer din România, clubul oferă tot ce își poate dori cineva care scapă din jungla orașului. Sport, peisaj mirific, cazare la cele mai înalte standarde, totul într-o atmosferă cu 0% noxe. E adevărat, este o afacere, nu este foarte profitabilă, cinstit vorbind. Eu consider că golful nu este un lux, este un mod de viață. Și aș dori ca toată lumea să înțeleagă că ar trebui să-l vadă pur și simplu ca sport, ca relaxare, pentru că prețurile sunt foarte, foarte convenabile. Invităm foarte multe familii să vină cu copiii, pentru că este o investiție. Copiii, vedeți, e proprietate de 25 de hectare, ar trebui să se joace, să învețe golf, să se distreze. Familiile ar trebui să simtă în siguranță. Copiii sunt cu dânsii aici. Cât costă dacă aș veni cu familia pentru o săptămână să mă bucur de toate facilitățile de aici, inclusiv antrenament pentru golf? O cameră nu înseamnă mult, înseamnă 200 de lei pe noapte, cu mic dejun inclus pentru două persoane, saună, masaj inclus, iar lecția de golf pentru copii începe cu 20 de lei. Sunt invitați copiii pentru tabere de juniori, începând cu vârsta de 6 ani până la 18 ani pentru cei mai mari. Oferim pachete team building pentru companii românești și internaționale, cu centru de conferință gratuit. Oferim clubhouse-ul pentru pachete pentru Paște, pentru nunți, evenimente de familie. Și oferim campionate de golf. Organizăm campionate de golf pentru companiile care doresc să organizeze team building-uri, să-și promoveze serviciile. Cât costă o tabără pentru copii și cât durează? O tabără pentru copii durează o săptămână și este echivalent la 300 de euro. Și aici se simte criza, dar cum omul sfințește locul și natura îl susține, totul va trece și va fi bine. Da, e adevărat, se simte criza, însă nu ne facem probleme pentru că natura este de partea noastră, lumea vine în continuare. Tradițional, clubul a organizat și va organiza pe viitor campionate pentru companii românești și internaționale și e foarte important ca părinții să înțeleagă, să-și aducă copiii cât mai mult la noi pentru cursuri, pentru că organizăm campionate naționale pentru copii de golf. Iar juniorul care va câștiga medalia de aur va pleca în Ungaria, în Bulgaria. Eu aș spune că țara noastră are o tradiție în ceea ce ține de golf, pentru că regele Mihai a jucat golf și alții ca el. E un sport regesc pentru că implică foarte multă distincție, manierele bune de care lumea mai și uită, chiar dacă este criză. O postură corectă pentru copii, trebuie să stai drept. Sigur că da, da, multă disciplină și foarte multă distincție. Și dacă vă gândeați că ați epuizat toate ofertele de pe Valea Prahovei în anii trecuți, o opțiune pentru petrecerea Paștelui ar putea fi clubul de golf. Pentru Paște avem un pachet, începând cu prețul de între 100 de euro, 200 de euro pentru 3 nopți, 4 zile, cu mic dejun, cu masa festivă, iar părinții sunt bineveniți cu copiii. Clubul atrage atât profesioniștii, cât și debutanții pasionați de golf, cursa cu 9 găuri concepută la standarde internaționale, oferind un grad ridicat de dificultate. Vă aduceți aminte de florăriile comuniste pline cu garoafe roșii și albe? Când, indiferent de eveniment, primeați garoafe? Acele vremuri au trecut și acum magazinele de specialitate oferă oricui flori după preferințe. Florarii spun că meseria lor este frumoasă, dar că nu e deloc ușoară. Și ca orice afacere în vremuri ca acestea pe care le trăim, și în cazul florăriilor este greu. Culmea, bărbații salvează situația.
Deja văd că din ce în ce cumpără mai mulți bărbați, ceea ce mă bucură. Eram obișnuită cu femeile în general, dar văd că încet, încet încep și bărbații să cumpere flori. Sunt preferate anumite flori de către bărbați? Mai ieftine, mai scumpe? Nu. Ei, din contră, chiar nu se uită la bani. Mai mult se uită femeile la bani decât bărbații. Atunci când vine vorba de flori, cel sigur mulți. Că da, sigur că da. Vine acum sezonul nunților. Credeți că o să meargă mai bine afacerea? Noi sperăm. Implicarea este totală, sfaturile sunt pe măsură la fiecare client, deci încercăm să facem tot posibil să iasă cât mai bine pentru fiecare. Comenzi ați primit? Ce fel de flori vor? În general se preferă trandafirii, dar acum se merge mai mult pe flori de sezon. Fiecare mireasă deja au început să ceară florile de sezon. Adică, ce ar merge acum de sezon, însemnând o nuntă în luna mai? Cu ce ar merge un buchet frumos? Merg foarte bine frizile, trandafirii, mini-rozele de asemenea. Într-un buchet? Într-un buchet, sigur că da. Da. Iar la lumânări există o tendință, așa, se poartă ceva anume? În general se poartă lumânările pe rotund sau globuleț. Sunt preferate. De fapt, s-au început preferința aceasta de anul trecut. Toate miresele vor să fie cât mai bine aranjate. Se fac mai greu? Nu neapărat. Dacă muncești, totul e ușor. Se muncește greu, nu? Să da, faceți. Este muncă, trebuie implicare totală, că altfel nu reușești. Spuneți-mi, vă rog, pentru o mireasă scundă, ce buchetar ați recomanda? Eu nu-i recomand un buchetar foarte mare, pentru că o dezavantajează clar din start. Odată ce buchetul va fi foarte mare, mireasa nu se va mai vedea. Prin urmare, îi recomand un buchet cât mai micuț. Iar pentru miresele înalte? Pentru miresele înalte le pot face buchetare curgătoare, cu flori cât mai înalte, ca să poată să le pună în valoare, într-adevăr. Pentru lumânările de botez, mai preferă oamenii, am văzut în ultimul timp, tendință cu cutiul și cu jucării, nu cu flori? Da, bine, se fac și acestea, dar se fac și cele cu flori. Deci noi avem clienți care le preferă pe cele cu flori. Iar cele sculptate? Și cele sculptate de asemenea. Deci nu foarte încărcate cu flori, dar merg și acelea. Deci nu... Deja de anul trecut se vând foarte bine cele sculptate și le fac cu diferite flori. Pentru cele sculptate faceți comandă undeva, bănuiesc? Da, bineînțeles. Pentru toate lumânările, în general, se face comandă. Deci nu lucrăm decât cu furnizori. Dacă poate să ajungă pentru o nuntă, un preț mediu, așa, buchetare și lumânări? Un preț mediu ar fi 6.500.000, care conține tot pachetul. Deci două lumânări, două buchetare. Eu zic că sunt prețuri destul de rezonabile, ne străduim pe cât putem să menținem prețurile astea, cu toate că este foarte greu, dar cu eforturi se face. Vor miresele și flori deosebite, ceva ce nu aduceți de obicei în florărie? Nu ni s-a întâmplat, dar sunt unele care preferă o anumită floare. Acum depinde de dorințele fiecăruia și trebuie să le satisfaci. Dar... ne descurcăm, adică ajungem la un comun acord întotdeauna. Și nu uitați, indiferent de eveniment și oricât de bine ar arăta, nu este indicat să oferiți flori artificiale. Martie este luna femeilor și după atâtea flori și cadouri, ce ar fi să vă gândiți și la carieră? Doamnele și domnișoarele care vor să pună bazele unei afaceri sunt acum instruite gratuit de către Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii Ploiești. Cursurile vor începe în luna mai, vor dura 5 zile și vor fi organizate în București. În perioada 11-14 mai se organizează la București cursul Femeia Manager. La acest curs sunt vizate femeile cu vârsta peste 18 ani. Pot beneficia gratuit de acest curs fiind subvenționat de stat.
Și în acest caz, perseverența este cheia succesului. Anul trecut, multe dintre cele care s-au înscris la cursuri au renunțat pe parcurs. Astfel, fondurile alocate județului nostru au fost redistribuite acolo unde femeile chiar au vrut să devină afaceriste. Este 40 de persoane care au dorit inițial să participe. Numărul final de participante a fost de 22, noi având disponibil un număr de 30 de locuri. Asta înseamnă că s-au pierdut niște fonduri europene. S-au pierdut niște fonduri, da. Participantele se pot înscrie la cursuri după ce completează formularul publicat pe site-ul www.appimm.ro. Primele doamne înscrise pe listă au prioritate. Apă, făină, drojdie și sare. Din aceste ingrediente se obține în mod normal pâinea. Cea din magazine este însă plină de euri, susține un studiu realizat de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului. Potrivit acestuia, o felie de pâine este însoțită și de 34 de aditivi alimentari, mulți fiind cancerigeni. Cine mai respectă tradiția și propria sănătate, face pâine în casă. Din făină măcinată la țară, din grâu, așa, nu conține aditivi, fac pâine de când mă știu, de când eram copil, așa, mama mea la fel făcea pâine în casă și este foarte sănătoasă pentru că pâinea care se comercializează acum este plină de euri, de aditivi și nu e sănătoasă. Prepararea pâinii de casă durează aproximativ 15 minute. Îl închinăm în numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, amin. De ce? Pentru că asta e tradiție la români, da? Ca să crească. După o oră de stat în cuptor, pâinea este gata. E coaptă. Vezi? Laboratoarele ProWater Ecosystem oferă servicii de analize pentru ape uzate industriale, menajere și de răcire, dar și determinări de noxe profesionale în mediul ocupațional. ProWater Ecosystem. Respect și integritate pentru mediu, calitate și conformitate pentru ape. Fax Media Consulting, numărul 1 în formare pentru instituții publice. Fax Media Consulting, peste 18.000 de cursanți. Consultant pentru 2.500 de instituții publice, manager în proiecte din fonduri nerambursabile. Fax Media Consulting, performanțe obținute prin profesionalism. Protejează mediul și propriul buzunar. Reumple cartușul imprimantei la Pugo. Înploiești în centru, bloc Mercur și pe Bobâlna numărul 67. Ne găsești și pe net la www.pugo.ro. Pugo, repede și ieftin! Sute de ploieșteni și-au dat coate joi dimineață pentru a intra primii la o bursă a locurilor de muncă amenajată într-un spațiu total neadecvat. La îndemnul primăriei Ploiești, Agenția de Ocupare a Forței de Muncă Prahova organizează astfel de evenimente în cartiere, pentru ca doritorii să ajungă cât mai ușor în contact cu angajatorii. Primul din această serie a fost cartierul Vest, unde bursa s-a desfășurat la Clubul Pensionarilor. Cele mai multe locuri de muncă oferite de angajatori invitați la această bursă ar fi din domeniul confecțiilor, urmate de cele din domeniul asigurărilor. Cei 11 angajatori au venit cu 486 de locuri de muncă, dar nu au reușit să satisfacă cerințele oamenilor. Și sunt interesați de asigurări? Nu. Din păcate. Nu prea, că mulți sunt necalificați. Și dumneavoastră vă trebuie calificat? Personal calificat, în domeniul contabil. Caut în domeniul tehnic, electronist, electromecanic sau electrician de automatizări. Și nu? Nimic. Am fost și așteptând până la toamnă. Am mai fost la bursa care a fost la sala Doroftei data trecută și tot la fel mi s-a spus. Acum vi se pare organizarea aici? Foarte proastă. Dar de ce credeți că au făcut așa în cartier? Ca să fie propagandă electorală. Vineri, o altă bursă a fost organizată în sediul RATP Ploiești și alți 350 de oameni și-au încercat norocul. Luni, școala Mihai Eminescu din cartierul Sud va găzdui un eveniment similar.